Bun găsit, eu sunt Tudor Curtifan, suntem în cadrul emisiunii Obiective Euroatlantic, în direct pe platformele Defense România. Disecăm în cadrul emisiunii noastre cele mai importante teme de politică externă și de securitate la nivel mondial. Astăzi ne vom axa pe evoluția conflictului brutal de agresiune, războiului de agresiune generat de Federația Rusă în Ucraina. Suntem la aproape un an de la această invazie neprovocată care a generat cea mai mare criză de securitate în Europa după cel de-al doilea război mondial. Alături de mine, pe calea undelor, prin intervenție Skype, domnul Harry Bucur-Marcu, expert în politici de securitate națională și de apărare. Domnule Harry Bucur-Marcu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că sunteți prezent la Defense România. Vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să începem discuția noastră cu ceea ce se întâmplă pe front. Poate reușim să facem așa o analiză, să ne explicați situația actuală, mai ales că există o acțiune ofensivă, nu știu dacă aș putea o numi o ofensivă majoră, cum a prezentat-o presa internațională ieri în punga Donbasului, pe care o înregistrează Federația Rusă. Care este situația? E undeva în zona Kremlin, dacă nu ne înșelăm, o tentativă de a sparge apărarea ucraineană. Cum vedeți tot ceea ce se întâmplă în zona Lugansk-Donetsk? Da, știți ce se întâmplă? Eu m-am mai făcut parabola asta cu un meci de fotbal. Într-un meci de fotbal ați văzut că sunt tot felul de faze de joc. Adică practic niciodată nu ai putea spune după o asemenea fază care va fi rezultatul final al partidei. Norocul la fotbal este că se termină partida după anumit timp. E cam așa e și cu războiul. Adică pare puțin cinic, dar realitatea așa este, în sensul în care o bătălie foarte rar poate să ducă la stabilirea soartei războiului, adică să ducă ori la finalizare, la învingerea inamicului și așa mai departe, sau la un rezultat din care să rezulte finalizarea războiului. Ori pe noi ne interesează, sigur, o să vă spun și despre întâmplările din teatrul de război, dar pe noi ne interesează foarte mult ca opinie și ca opinie românească și opinie europeană sau euroatlantică, ne interesează să înțelegem dacă acest război va avea o finalitate, când o va avea și dacă cumva faptul că noi contribuim în ajutorarea Ucrainei sub diferite forme, și umanitar, și moral, și material, și militar, mai puțin trimiterea de trupe care să lupte alături de trupele ucrainene împotriva trupelor Federației Ruse. Deci dacă asemenea ajutor are noimă sau nu are noimă, pentru că degeaba îmi trimite noi ajutorul dacă ucrainienii s-ar preda. Exact. Înțelegeți? Deci, în asemenea condiții, tot ce se întâmplă zilnic pe câmpul de război are o semnificație, dar nu sub forma comentariului de la meciul de fotbal. Știți? Adică, uite ce frumos a dat pasa aia, uite ce, chiar dacă a fi dat, nu este obligatoriu să reprezinte un, adică să însemne câștigarea partidei. Pentru că poate să dea și cealaltă parte gol și așa mai departe. Însă, acum să revenim la partea din Donbas. Deci Donbasul e constituit din două oblasturi, Lugansk și Donetsk, care la rândul lor sunt pe mai multe raioane, organizate pe mai multe raioane. Ei, în aceste două oblasturi au fost incorporate abuziv, bineînțeles, prin în Federația Rusă printr-o hotărâre a Dumei de Stat de la Moscova. Deci toate luptele care se duc acum, de fapt, se duc pe teritoriul, mă rog, din perspectiva Moscovei, se duc pe teritoriul Federației Rusă. Deci asta trebuie să înțelegem prima. Deci, practic, ei ar duce un fel de război de alungare a inamicului ucrainean de pe teritoriul lor. Deci, bine, e caragios, într-adevăr, nimeni nu a recunoscut și nu avea nici de ce să recunoască apartenența acestei regiuni, acestui Donbas la Federația Rusă, în vreun fel. Mai sunt și alte regiuni, este și Crimea, care are același statut nerecunoscut de nimeni. Realitatea este că inițiativa în teatrul de război, asta e foarte important din punct de vedere militar, inițiativa în teatrul de război nu aparține Federației Ruse.
Ne auzim? Deci nu și-au îndeplinit obiectivele pe care și le propuseseră să le obțină în 5 zile, pentru că ei așa au pregătit o operație pentru 5 zile, nu au pregătit o operație pentru un an de zile sau mai mult. Nu le-au obținut, nu și-au atins obiectivele militare, vorbesc acum, da? Deci demisiunile care le-au dat celor 180.000 de soldați pe care îi pregătiseră în Federația Rusă și în Belarus pe ca să invadeze Ucraina. Și amenințau cu forță, adică nu a fost o chestie de surpriză, amenințau pur și simplu cu această invazie de un an de zile aproape. Ei, în momentul în care au pierdut rușii inițiativa, și au pierdut-o, vă spun de ce, pentru că n-au putut să controleze două lucruri, spațiul aerian, n-au putut să vină, ei aveau, de exemplu, un desant aerian masiv, pe care n-au putut să-l aducă, pentru că ar fi fost dat jos până să ajungă la locul de desantar. Și n-au fost în stare să-și coordoneze acțiunile între unități mai mari de, știu eu, pluton companii. De aceea ați văzut că au și schimbat comandanții în tot felul. Efectiv, nu se pregătiseră și ca urmare n-au avut nici priceperea, dar nici calitatea intelectuală, ca să spun așa, militară, să conducă o asemenea operație fragmentată, adică pe trei direcții, pe trei direcții mari, plus în teatrul respectiv o mulțime de elemente din acestea în care mergeai 20-30 de kilometri fără să întâlnești nicio opoziție, după care este o opoziție atât de strânsă încât trebuia să distrugi tot ca să poți să treci de ea. Deci lucrurile din acestea, din perspectiva rușilor, lucrurile acestea au arătat că Federația Rusă are o forță militară incapabilă de a obține o victorie rapidă, așa cum au făcut, de exemplu, în 67 izraelieni în războiul de 6 zile, da? Care au cucerit teritorii și le-au păstrat de atunci și până astăzi unele dintre ele, le-au dat înapoi contra păcii, dar au teritorii și acum controlate militar de la cel război încoace. E bine, Rusia mult mai mare decât era Israelul și ca putere militară, nu mai vorbesc că incomensurabil mai mare decât Israelul, nu e în stare să facă așa ceva după un an de zile. Ei, deci aici suntem. Sigur, acum toată lumea se uită atentă dacă nu cumva, cum a fost de exemplu și la Mariupol, cum a fost și în alte părți și aici în Donbas, dacă o rezistență puternică a ucrainienilor care până la urmă cedează localitatea sau cedează raionul sau cedează zona respectivă, nu ar duce la o răzgândire a ucrainienilor care să zică, domnule, gata, uite, ne bat rușii. Aici trebuie să încetăm, nu contează cât de milioane suferă după urma acest voi la noi în țară, nu contează cât s-au primit până acum pe apărarea patriei, să încetăm, că uite, localitate. Deci ăsta este o atenție pe care internaționalii o acordă situației concrete de zi de zi de pe front, în ideea în care ar găsi într-o asemenea evoluție, ar găsi un motiv să prevadă care ar fi atitudinea viitoare a ucrainilor, mai ales pentru că la ruși este foarte clar, ei sunt prinși în această situație din care nu au cum să iasă decât prin acceptarea faptului că războiul lor este ilegal, n-a fost provocat niciodată și nici măcar nu are vreo justificare. Exact. Cum ați semnalat și dumneavoastră foarte corect, sunt cele patru regiuni pe care Federația Rusă le-a anexat ilegal în anul trecut, în toamna anului trecut. Cele două oblasturi din Donbas, Donetsk, Lugansk și Zaporojie și Herson. E foarte corect, ați semnalat, aceste regiuni au fost anexate fără măcar ca Federația Rusă să le controleze. Din acest punct de vedere, cred că nu mai există cale de dat înapoi. Armata rusă ar trebui să se axeze pe ocuparea acestor regiuni. Bănuiesc, așa gândesc ei acum, dacă greșesc, să mă corectați dumneavoastră. Da? Și atunci te întreb dacă ce forță și ce capacitate mai are armata rusă de a intra într-o ofensivă majoră pentru a ocupa încă cealaltă jumătate a Donețului, dacă un an de zile au adus atât 200.000 de trupe în jurul Ucrainei, s-au pregătit un an de zile pentru o ofensivă majoră care a eșuat în februarie-martie 2022. Că la ce să ne așteptăm?
Bun, nu ne așteptăm la așa ceva. Au fost, știți, se numesc multiplicator de forță sau multiplicator de efect militar. De toate felurile. Unul este războiul psihologic, altul este presiunea economică pusă pe diferiți actori internaționali care ar fi putut să contribuie într-un fel sau altul la soarta războiului. De asemenea, opinia publică internațională este un multiplicator de forță sau chiar de efect. Terorismul energetic pe care l-au practicat. Deci sunt asemenea multiplicatori, dintre care unii dintre ei acționează în timp mai îndelungat, adică nu 5 zile. Deci cum e, de exemplu, dar eu aș vrea să încep cu multiplicatorul de putere, ceea ce înseamnă vulnerabilități ale adversarului, ca să zic așa. Adică este evident că Moscova a pornit de la un calcul greșit al vulnerabilităților occidentale. Deci ei au considerat că vulnerabilitățile occidentale le-ar permite lor ca... ei aveau o pregătire, să zicem, de 90% din cât le-ar fi trebuit o capacitate de asta de ofensivă ca să obțină un rezultat în 5 zile. Și la 90%, la 80% deja este evenimentul practic sigur în care ai putea să începi o ofensivă cu șanse de succes. Dar nu este numai asta. Trebuie să vezi care este nivelul de vulnerabilitate al adversarului. Dacă vulnerabilitatea adversarului este foarte mică, șansele tale se diminuează foarte mari, foarte mult ca să poți să obții victoria. Chiar dacă ai 90% pregătire, dacă vulnerabilitatea e sub 10% la adversar, împărțit astea două înseamnă 0,9%. Știți? Adică 9% devin 9% șansele de câștig. Ei, în asemenea condiții, ei au calculat o vulnerabilitate occidentală foarte mare. Peste 75%. Adică au contat pe faptul că administrația Biden este o administrație incapabilă să intervină pe plan internațional într-o problemă de criză sau de război. Vezi evacuarea din Afganistan, care a fost deosebit de penibilă din punct de vedere al puterii militare americane. Deși, până la urmă, dacă ne uităm la cifre, a fost un efort pe care nicio altă armată din lume n-a putut să-l facă, să scoate în câteva zile atâtea sute de mii de oameni de acolo. Dar una peste alta au contat rușii că americanii vor face cam cum a făcut administrația Obama, de exemplu, cu Crimea, să le trimită ucrainienilor pături și le-a mai trimis. Că asta le-au trimis. I-a zis că nu trimit armament letal ca să nu-i supere pe ruși. Așa a zis Obama la vremea respectivă, în 2014. Ei, bun. Asemenea vulnerabilități politice au fost calculate greșit de Moscova, este foarte clar. Au calculat greșit că germanii vor prefera să trăiască în căldură și în bunăstare decât să se opună invaziei din Ucraina, de exemplu. Deci multe din aceste lucruri au fost calculate greșit. Au avut timp între timp să-și refacă calculele. Și e foarte posibil că el să le fi făcut tot greșit calculele astea de vulnerabilitate. Iată, faptul că s-au gândit că o să vină iarna și toată Europa o să înghețe de frig pentru că nu e de partea rușilor în război. Au calculat greșit atitudinea Finlandei, de exemplu. Exact. Care ar fi trebuit să demonstreze, uite, care e soluția de pace când se supără Moscova, este finlandizarea. Adică, da, rămâneți voi independenți, dar sub cheful nostru al Moscovei. Dacă vrem să fiți independenți, vrem noi, nu că puteți voi. Și lucruri din acestea care l-au calculat greșit, de-aia mai trag de timp acum, dar în același timp foarte important de înțeles, poate mă lungesc, dar eu zic că e bine să avem o imagine clară. Foarte important este să înțelegem că Moscova nu are scenariu de ieșire din război. Deci nu au asemenea scenariu.
scenariul de ieșire din război ar presupune îndepărtarea lui Putin, îndepărtarea tot regulei și apodaj de putere de la, inclusiv cu cei din Duma de Stat. Dați-o, o Dumă de Stat care a votat în unanimitate anexarea unor teritorii care nu le aparțineau. Cum ar putea aceeași Dumă de Stat să, aceeași populație din stat, să voteze renunțarea la teritoriile respective și recunoașterea faptului că poiul a fost ilegal și îndreptat și împotriva normelor internaționale. Păi, da, asta ziceam că de asta ziceam că au trecut Rubiconul, că nu mai pot să dea înapoi, sunt practic obligat să efectueze acțiune în acest. Înapoi pot să dea, dar nu aceeași. Da. Deci, categoric. Deci ei vor trebui să aibă o problemă internă de-a lor în care să stabilească cum vor să fie, care e locul lor în viitor în lume. Bun, în același timp, de multă vreme, dacă n-ar fi fost Rusia, ar fi fost oricare alt stat care ar fi făcut ce a făcut Rusia în Ucraina, comunitatea internațională ar fi intervenit. Cum a intervenit în Libia, de exemplu, în 2011? Cum a intervenit în 1999 în fosta Iugoslavie, în Serbia și Muntenegru, când a fost o problemă umanitară în care soldații sârbi făceau în Kosovo cam ce făceau soldații ruși în Ucraina. Da? Și nu au fost lăsați. Adică s-a făcut război împotriva lor sau s-a făcut măcar o lovitură aeriene de oprire a atrocităților și a crimelor de război. Bun. Chiar și în Siria au intervenit americanii și au lovit după ce au avut informații că s-ar fi folosit arma chimică împotriva civililor. Deci, asemenea lucru nu s-a întâmplat în Ucraina din două motive. Unul, principalul motiv este că rușii au spus de la început că orice intervenție de partea ucrainienilor în război ar însemna din partea rușilor apelul la armamentul nuclear. Bun, îi credem, îi credem, realitatea este ca o zi. Da. Asta o dată. Și a doua problemă este cea că cu cât trece mai mult războiul, cu atât Rusia pierde capacități irecuperabile de a mai avea comportament din acesta agresiv împotriva altcuiva sau chiar și împotriva Ucrainei în viitor. Da. E foarte. Deci, de aceea avem războiul în continuare, pentru că războiul acesta nu poate fi oprit de către Rusia. Ca să fie oprit, să fie învinsă Rusia în Ucraina de către noi, forma este asta de a susține sub toate aspectele, să susținem Ucraina, inclusiv militar. E foarte corect observația dumneavoastră și tot acel calcul pe care ei l-au făcut greșit, dar cred că au fost și încurajați de acțiunile Occidentului din jurul martie 2014 și așa, acea stare de, nu știu, dolce farniente pe care Occidentul a avut-o în momentul respectiv. Au fost și încurajați, din păcate, pentru că dacă s-ar fi luat atunci măsuri concrete, nu, poate nu am fi ajuns aici. Cu siguranță, dar nu, dar este Siria 2015, Siria 2017, când de asemenea Occidentul nu a reacționat sub nicio formă. I-au lăsat în pace să facă, tot așa. Bine, Siria fiind mai mică decât Ucraina, au dislocat numai câteva, vreo 4-5 milioane de oameni de acolo, dintre care vreo 2-3 milioane au plecat din Siria. Au distrus o bună parte din civilizația siriană, Alepu, zona aia. Deci sunt elemente pe care ei le repet acum, adică nici nu au venit cu nicio inovație în tipul de război pe care îl duc în Ucraina în momentul de față. Este acest război de anihilare a civilizației și mai ales de anihilare a națiunii ca stat, a națiunii ucrainiene, pe care n-au succes să-l câștige un asemenea tip de război, dar pagubele sunt într-adevăr însemnate, pierderile de vieți omenești sunt însemnate, inclusiv din partea lor, sacrificiul lor pentru așa ceva, nu se justifică sub nicio formă. Știți care cred că e problema? Într-adevăr, există ducerea acestui război pe termen lung de uzură, duce la slăbirea capacităților armatei ruse, probabil pentru încă o generație. Dar cum facem să oprim acest ciclu care e istoric în ceea ce privește revanșa pe care Rusia încearcă să-și o ia la fiecare generație în fața Occidentului? Aici va fi o provocare, pentru că lucrurile vor continua, chiar și după Ucraina.
indiferent de... E o falsă revanșă. Haideți să ne înțelegem. Deci Rusia, dacă Rusia consideră Occidentul inamic, doar în momentul în care constată insuccesul propriu de a se occidentaliza. Uh-huh. Deci de la Petru cel Mare încoace, așa s-a întâmplat. Deci până la Petru cel Mare, Rusia era mama Rusie, așa cum așa imaginat-o Ivan cel Groaznic, urmașa unei regiuni controlată de mongoli, mongolii medievali, care i-au învățat cum e să lupte și să moară pentru patrie. Deci cam asta era Rusia până la Ștefan cel Mare. Și munceau pământul, aveau și ce mult pământ să muncească, deci cam asta era. Și Petru cel Mare a propus occidentalizarea Rusiei, inclusiv cu ținuta, cu... Dar cu industrializare, să facă industrializare, să creeze edificii de ăsta edilitare, de toate felurile, să... Deci, de-abia de atunci. Cât timp a mers succesul occidentalizării Rusiei, așa cum s-a putut face ea, că nu s-a putut face, totuși rușii sunt de civilizație mongolă, da? Deci au încercat să o facă, nu a fost nicio problemă. Rușii își aduceau consilieri militari din Germania, din Prusia, de pe unde găseau. Iar în 1800, cât a fost 8, nu? Cât a fost războiul, invazia lui Napoleon la cucerirea Moscovei. Deci la 1800, când au venit francezii să cucerească, n-au cucerit-o ca să, tot ca element de occidentalizare, în sensul în care exact așa făcuseră în Italia, la fel făcuseră în alte părți francezii, și a zis, haide să aducem civilizația de tip francez, de tipul Revoluției franceze, cu leve en masse, cu ce aveau ei acolo specific, tipul de luptă, muncă și apărare, ca cum zicea Ceaușescu, să-l aducă și pentru ruși. N-au avut succes, a venit iarna aia grea și au trebuit să plece de acolo. Dar ce vreau să spun este că cele două momente, ăsta cu Napoleon și cel cu invazia lui Hitler împotriva Uniunii Sovietice, operațiunea Barbarossa, sunt cele două argumente care, uite, domnule, Occidentul cel rău care ne atacă, dar realitatea este că inclusiv Hitler, cât era el de criminal și de psihopat și așa mai departe, invazia împotriva Rusiei a făcut-o în ideea în care să scape Rusia de comuniști. Înțelegeți? Adică ceea ce ar fi fost un fel de ajutor dat Occidentului. Că asta găsim în documente. Nu-mi imaginez eu acum o chestie care n-a gândit-o nimeni înainte. Dar realitatea este că Rusia ar fi fost învinsă de către Germania fără niciun fel de problemă, fără dacă nu ar fi ajutorul occidental, ajutorul american în principal, care și britanic. De aceea, după care, iarăși a venit faptul că ei erau comuniști, a pus o stabilă, a ridicat acea cortină de fier între lumea asta. Deci, cum? Dacă ne uităm, deci eu vorbesc de argumente istorice acum. Da. Deci Rusia nu are argumente istorice din care să rezulte că Occidentul este inamicul lor sau este marelor pericol. Marelor pericol, știe toată lumea, vine din China. Se folosesc, deci, China are nevoie de spațiu vital, nu Europa. Europa de două ori a venit asupra și a venit în elemente politice, nu în elemente de cucerire, ca să lipseau europenilor spațiul rus. Ca urmare, s-a gândit să-l cucerească.
media îi folosesc argumentul ăsta istoric și denaturează istoria încercând să justifice ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Mă și uitam pentru ei războiul mondial a început, al doilea război din 41 de la operațiunea Barbarossa, marele război pentru apărarea patriei. Nu se vorbește nimic de 39, de invadarea Poloniei, adică au așa o altă viziune acolo față de evenimentele din cel de-al doilea război mondial, dar e subiectul unei alte discuții. Vreau să facem tranziția către tehnica occidentală și a spus cât de importantă i-a fost și i-a fost dată așa pe etape în ceea ce privește conflictul din Ucraina și să ne explicați cât de importante vor fi acest nou val de tehnică care urmează. Cu precădere vorbim de peste 320 de tancuri, cred că sunt 321 de tancuri. Cum ar putea să facă ele diferența și opinia dumneavoastră? Pentru că ascultam ieri o analiză a unui fost șef de stat major român, cred că probabil ați lucrat în perioada respectivă, care spunea corect în analiza sa că Rusia nu trebuie lăsată să învingă în Ucraina, dar își pune la îndoială capacitatea Ucrainei de a putea învinge armata rusă chiar și cu tehnică occidentală. Așa vreau să vedem care e părerea dumneavoastră. Deci, încă o dată, nu există forma... Războiul rus se termină prin învingerea uneia dintre cele două părți. Învingerea Rusiei înseamnă să pună steagul ucrainian pe unul din turnele Kremlin. E exclus. Exclus, absolut. Deci absolut, asta înseamnă învingerea. Eliberarea teritoriului național este cu totul altceva, dar eliberarea teritoriului național al Ucrainei, fără ca Rusia să își piardă capacitatea de a relua această agresiune oricând ar vrea ea, sau fără capacitatea sau fără să piardă Rusia capacitatea de a face asemenea agresiune împotriva oricui altcuiva vrea ea, nu înseamnă sfârșitul războiului, nu înseamnă pace. Pentru că asta este ce urmărim. Nu urmărim o victorie de asta, de competiție pe teatrul de război, care e mai tare și care nici măcar marea bătălie de tancuri de la Cotul Donului nu a schimbat soarta războiului în vreun fel. Soarta războiului a fost schimbată în momentul în care România a ieșit din război. Deci cu totul altceva să iasă România din război și alta e să câștige o bătălie de tancuri într-o zonă din aceasta mai... zona Zaporoște, pe acolo. Deci, una peste alta, ce vreau să spun, este că, nu știu ce, n-am urmărit, nu știu despre cine vorbiți cu analiza respectivă, dar... Domnul Bădălan, l-am... Important este de... N-am înțeles. Domnul Eugen Bădălan, domnul general Bădălan, la el făceam referire cu analiza respectivă. Da, domnul general Bădălan, îl cunosc foarte bine, da. Noi am lucrat împreună când era la trupele terestre. Ah, ok, de-aia am și da, deci e important este de înțeles că ce armament masează în momentul de față Occidentul pentru Ucraina nu este sub nicio formă, nici măcar adiacent sau tangențial capabil, un armament capabil să creeze o forță prin care Ucraina să poată învinge Rusia. Okay. La ea acasă, la Rusia acasă. Da? Nici măcar pentru varianta în care ar face cum au făcut izraelienii, de data asta ucrainienii, adică să elibereze teritoriul și să cucerească și un teritoriu tampon, pe care să-l constituie un teritoriu tampon, astfel încât Rusia, dacă ar ataca, să-și atace propriile teritorii înainte de a ajunge la Ucraina propriu-zis. Deci nici măcar pentru așa ceva nu sunt capabile armamente. Ați menționat un număr de 321 de tancuri. 321 de tancuri înseamnă exact 10 batalioane de tip ucrainean de tancuri. Deci un batalion ucrainean de tancuri are 31-32 de tancuri. În condițiile în care un batalion occidental de tancuri, de tancuri ăstea Abrams, de exemplu, au 54 de tancuri. Un batalion are 54 de tancuri. Deci când calculăm puterea militară în batalioane, trebuie să spunem că sunt batalioanele ucrainiene, nu sunt batalioane standard. Deci, ori ne uităm simplu în manualul de artă militară și vedem că ce misiuni poate să primească un batalion de tancuri. Și aflăm că cam 20-25 de kilometri în adâncime pot să pătrundă într-o zi,
că pot să, să elibereze sau să învingă un inamic de pe un anumit raion, câțiva 5.000 de kilometri pătrați, de exemplu, într-o operație, deci, mă rog, da. Este acțiune la nivel de batalion, operație este la nivel operativ, firesc, deci de la divizie în sus. Dar una peste alta, vorbim despre despre o forță terestră menită să elibereze anumite raioane din Ucraina. În niciun caz să elibereze toată Ucraina, nu poate să o facă cu 300 de tancuri, ci anumite direcții, contând pe faptul că restul vor rămâne izolați, fără aprovizionare, ceea ce înseamnă că vor trebui să se predea la un moment dat sau să plece de acolo, pentru că altfel nu mai pot să continue acțiunile de luptă din vorbesc de ruși acum. Da? Da. Ei, în asemenea condiții, la fel este și cu, și cu aviația, la fel sunt și cu rachetele. Adică nu primesc rachete ca să distrugă toate obiectivele Federației Ruse, ca să zic așa. Sau, mă rog, din zona în care Federația Rusă și-a concentrat trupele pentru o reluare a ofensivei sau pentru aprovizionarea trupelor care deja sunt în contact cu cele ucrainiene. Deci nu au asemenea arsenale ucrainienii, nici promise, nici primite de la Ne auzim? E foarte important de înțeles că exact asta este. Că nu este acestelor fiind de retractor. Ce au de fapt? Foarte bine fac. De ce? Pentru că un multiplicator de efect din acest este chiar elementul surpriză. Sigur că se așteaptă că la un moment dat vor acționa ofensiv pentru eliberarea teritoriului. Când o vor face? În ce condiții? Pe ce direcții? Cu câte forțe concentrate? Unde? Ei nu ne spun și e bine că nu ne spun. De ce e importantă, domnule Harry Bucurmar, cu aviația militară? Fac apel acum la experiența dumneavoastră de ofițer de aviație și aș vrea să ne explicați de ce Ucraina cere cu atâta ardoare avioane occidentale, în contextul în care știm că e important să deții supremația și supremația aeriană. Ați menționat la începutul emisiunii că ruși, unul din factorii care au dus la eșecul operațiunii ruse e că nu au reușit să obțină această aibă control. Să aibă control. Nu, da, să aibă control. E termenul corect. Da. Ne auzim? Da. Supremație înseamnă chiar să nu mai zboare nimic altfel cât ce vor ei. Da. Dar să zboare avioane occidentale. Bun, F-16 este un avion multirol în care cu cenzitare că poate să primească tipuri de înarmări și să primească diferite misiuni pentru care să fie îndeplinite în funcție de înarmările pe care le are. Poate să zboare în toate condițiile meteo, ziua și... Păi, bun, asta este ce poate să facă avionul. Nu toți piloții pot să facă asta. Majoritatea piloților nu pot să facă, să zboare cu orice, să tragă cu orice tip de armament de pe avion, nu pot să zboare în orice condiții, nu pot să zboare neapărat noaptea, nu pot să ducă tipuri de misiuni, că misiunile sunt foarte diferite. E un tip de misiune interne. De la sol, care altfel ar contribui la controlul spațiu către zadorul. Deci, nu mai vorbesc să lovească o garnizonă de tren sau să lovească chiar să tragă împotriva tancurilor, de exemplu, poate să facă și treaba asta, F-16. Dar nu se folosește, pentru că e mult prea scump pentru ca să scoată din luptă un tank. Dar poate să o facă. Ei bine, piloții au diferite grade de pregătire,
pe care le obțin în timp, că n-au cum altfel. Absolut. Adică trebuie să zboară un anumit număr de ore până când se poate să... un pilot care este deja pregătit cu alt tip de avion, să zboare în orice condiții, să ducă acțiuni de luptă și așa mai departe, face trecerea pe F-16. Adică nu este pregătit de la zero. Învețe să zboare și să tragă cu pușca de pe avion, ci este... doar face trecerea, adică se acomodează, se aclimatizează cu tipul de aeronavă ca atare. E foarte important pentru că aceste aeronave au diferențe între ele de cum se comportă în aer, care e manevrabilitatea lor, cât de ce tip de aerodinamică au și așa mai departe. Sunt diferite una de altele și chiar dacă sunt în compunerea aceeași forțe aeriene, mai multe tipuri de avion, toți piloții zboară toate tipurile. Adică se specializează și ei pe un anumit tip sau două maxim, pe care îl pot să le zboare în condiții de luptător aerian. Că așa, în condiții de șofer aerian, sigur că da, în momentul în care știi să zbori un avion, cam știi să le zbori pe toate. Adică să le ridici în aer și să le aterizezi. Da. Dar vorbesc de avioane de luptă, adică dacă știi să zbori într-adevăr un avion de luptă, pentru că așa, de astea comerciale, e mult mai simplu. De, avionul de luptă, de exemplu, nu are asistență de pilot automat sau de computer de bord ăsta care să-i preia lui activitatea. Bun, lăsând la o parte asta, durează. Deci, ca să pregătești un pilot să facă trecerea pe un avion de luptă american de tipul F-16, durează un număr de ore, există cursuri intensive, se poate face mai repede, dar nu înseamnă că ajunge direct să zboare noaptea în condiții meteo grele, de exemplu. Ci doar să facă trecerea, să zboare inițial, să îndeplinească misiuni simple cu lansare de la distanță a unei rachete și așa mai departe. Adică să nu ajungă în contact aerian, să trebuiască să facă manevrabilitate, să evite armamentul inamicului și așa mai departe. Ceea ce este mult mai complicat de făcut. Dar e important de înțeles că sunt anumite tipuri, cum este tankul M1 al americanilor, care l-au promis, dar o să-l dea peste câteva luni de zile, sau chiar F-16, spun că mâine o să-i vedem pe piloții ucraineni zburând F-16. Dar ăsta arată un angajament de lungă durată, adică se spune foarte clar Rusiei că dacă ei se așteaptă ca ucrainii să-și epuizeze și voința și putința de a-și apăra patria, noi, occidentalii, nu îi lăsăm. Îi asistăm în continuare, le dăm în continuare, le dăm chiar armament de care nici în visele lor cele mai frumoase nu ar fi putut gândi că să-l obțin. În condițiile în care ucrainienii nu sunt membri NATO, se înțelege foarte bine, nu sunt membri în Uniunea Europeană. Este deosebit de important ca să înțeleagă rușii că războiul lor nu are nicio șansă de a-l câștiga ei. Da. Prin abandonul ucrainienilor. Pe lângă importanța pe care a subliniat-o în ceea ce privește aviația militară, s-a întrerupt și nu am auzit exact când ați explicat despre arme. Cred că și armamentul e foarte important pentru, sau și ce armament ar putea primi ucrainienii pe aceste F-uri. Ca să... Da, categoric. Deci armamentul se primește pe misiuni. Adică nu e ca și când, nici noi acasă când ne cumpărăm o mașină, nu o cumpărăm ca să o avem. Bine, sunt și unii care fac așa ceva, dar realitatea este că îți ocuperi pentru ce nevoie ai, pentru ce misiuni vrei să faci cu ea. Dacă ai o familie mare, iei una cu mai multe locuri, dacă sunt numai doi membri în familie, iei una mai mică, dacă vrei să te dai cu ea la munte, îți pui de aia de schiuri pe ea. Deci, ideea este că la fel este și cu înarmarea unei forțe. Se face pe misiuni. Una este înarmarea pe misiuni defensive, de apărare, și alta e pe misiuni ofensivă, pe eliberare, pe contraofensivă. Da?
De asta tancurile au ajuns mai târziu sau vor să ajungă mai târziu, pentru că deocamdată nu sunt condiții să se înceapă această contraofensivă. Încă o dată, nici nu știm care... Ne auzim? Ne auzim? Ne auzim, domnul Hari Bucur-Marcu. Eu nu vă mai aud. M-auzi? Da, deci eu vă auzeam cu întrerupe și la un moment dat s-au imagine. Acum eu vă aud, mă auziți? Probabil. Da. Eu vă auzeam, dar încă o dată în condiții nu perfecte tehnică. Da, probabil. Deci să știți că... Da, nu știu, cine știe de unde este problema. Ne joacă feste internetul. Eu n-am atins nimic. Probabil, da. Se mai întâmplă. Bun, mai avem câteva minute. Apropo de aviație și de faptul că Rusia nu a reușit să domine spațiul aerian al Ucrainei, am văzut și rapoarte ale serviciilor britanice cu privire la celebrele avioane de generația 5-a rusești, Suhoi 57, pe care le-au folosit sau le folosesc doar din teritoriul Federației Ruse și lansează rachete doar fără să intre în Ucraina. E da, pentru că le-ar pierde. Deci, eu nu sunt... Deci, rușii au... Nu prea au foarte multe, cred că au 9, dacă nu mă înșel. Da, haideți să ne înțelegem. O bună parte din industria militară aeronautică a Uniunii Sovietice nu era în Rusia. Uh-huh. Și ca urmare, Rusia moștenit de la Uniunea Sovietică acum 30 de ani, doar o parte din industria de apărare și, bineînțeles, și o parte din piața de desfacere a armamentelor. Federația Rusă controla în 1995, să zicem, 14% din această piață, spre deosebire de Uniunea Sovietică, care controlase până în 91 40% din piață. De ce zic de piețe de astea? Pentru că acolo se testează armamentele, nu se testează în laborator sau în poligon. Se testează pe câmpul de luptă. Operații care le-au testat, au văzut ce pot să facă, succes și așa mai departe. NATO cheltuiește o groază de bani ca să facă exerciții din acestea, din care să pună și comanda, și trupele, și tehnica în condiții cât mai apropiate de cele de război, astfel încât să testeze, să vadă dacă într-adevăr ceea ce își propun ei se poate îndeplini, dacă pot să țină victoria, dacă pot să vingă iranicul și așa mai departe. Ei, rușii nu au așa ceva. Deci rușii v-au spus că au... experiența din Siria, în care s-au bătut cu civilii, cu rebelii civili. Și în afară de asta, ei ca experiență rusească mai au pe acolo, pe prin Cecenia, pe unde tot așa, tot cu civilii s-au bătut. Vă dați seama, în condițiile astea, nu știu efectiv dacă armele lor sunt într-adevăr atât de bune pe cât ar fi vrut ei să fie. Și ca urmare, au rețineri să le folosească, să le angajeze în luptă. Aveau și un tank nou pe care au ezitat astfel. Da. Au un avion tot așa de ăsta care, zicem noi că este, au rachetele alea care le-au tot amenințat cu ele. Într-adevăr, sunt rachete care din hipersonice pot să penetreze majoritatea tipurilor de apărare aeriană fără să fie doborâte. Dar dacă nu au și componenta cealaltă de precizie la țintă, ele n-au nicio valoare. Că așa numai să dai și să ochești un mol sau un sat cu ea și să dai acolo, uite, am reușit să lovesc în satul ăla, din punct de vedere militar nu prea are valoare, știți? Da, din păcate.
Și de asta și foarte multe tragedii pe care le-am văzut în Ucraina. Iau foarte multă tehnică sovietică, dar precizia lasă de dorit și se vede și prin ceea ce se întâmplă. Da. Mai avem un singur minut și aș vrea să vă întreb, pentru că am vorbit și înainte despre această chestiune a piloților și sunt foarte multe întrebări. Cum vedeți de la nivelul expertizei dumneavoastră situația cu România, cu cele 32 de avioane F-16 care vor veni într-un val destul de mare și numărul piloților? Cum credeți că va fi această pregătire? Cum se va desfășura, dacă vor exista situații? Da, în primul rând, România beneficiază de statutul de membru NATO. Există o școală de pilotaj a NATO, chiar în America, în care poți să trimiți un tânăr și după 3 luni de zile să iasă de acolo pilot. Okay. Încă o dată, nu luptător aerian, ci pilot. Dar majoritatea piloților care vor, eu cred că toți piloții care vor face trecerea pe F-16 în România sunt piloți consacrați, deci care au în spate sute de ore de zbor și care vor face doar trecerea, adică vor folosi perioada asta de trecere pentru a învăța, a se acomoda cu tipul de avion, cu aerodinamica acestuia, manevrabilitatea lui, și, bineînțeles, cu aparatura de bord, care nu are nici diferență cabina de la un avion la altul, dar tot așa, au manșe, paloniere și ce mai au pe acolo. Dar una peste alta, nu ne așteptăm ca din primul moment în care vor sosi aceste avioane, piloții români să îndeplinească absolut toate misiunile de luptă. În 99, că am pomenit un pic mai devreme, sau nu mai am timp. Ba da, vă rog, 99, 99 au fost 6 sau 7 state care au folosit F-16 în operația aeriană împotriva Serbiei și Muntenegru de la NATO. 6 sau 7, dar dintre toate doar americanii erau în stare să ducă tot felul de misiuni. Ceilalți erau limitați ori la misiuni în timpul zilei, ori la misiuni în condiții meteo normale, sau erau limitați la anumite tipuri de misiuni în care nu puteau să îndeplinească altele. Exact. Deci la fel se întâmplă și cu ai noștri. O să primim F-16, să fie în primul moment foarte bune pentru poliția aeriană. Misiunea de poliție aeriană e o misiune relativ simplă, presupune decolare, aterizare și eventual un serviciu în aer și însoțirea unui avion care intră ilegal în spațiu aerian, al doborârea lui dacă este avion ostil. Dar în afară de asta sunt multe alte tipuri de misiuni pe care trebuie să le îndeplinească F-16. De asta și vreme F-16, că este multirol, așa și spun. Și în asemenea condiții, gradat o să avem piloți care de-a lungul vremii or să ajungă să poată îndeplini toate felurile de misiuni. E foarte importantă și corectă explicația dumneavoastră, pentru că toate acestea se vor întâmpla, cum a spus, etapizat, gradat și nu va exista nicio criză, cum toată lumea vorbește, că vin, domnule, 32 de avioane și nu avem piloți. Deci asta e important. Domnule Harry Bucur-Marcu, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Obiectiv Euroatlantic și pentru analiza dumneavoastră și sper să ne revedem cât mai curând cu alte teme la fel de interesante și cu vești bune de pe frontul din Ucraina. Mulțumesc pentru invitație încă o dată, mi-a făcut plăcere. Mulțumim, rămâneți pe Defense România.